Vom rezolva în cele ce urmează următoarea problemă de geometrie pentru clasa a 7-a. Fie ABC un triunghi și MNP mijloacele laturilor AB, AC și respectiv BC ale triunghiului. Punctul D este piciorul înălțimii dusă din A pe BC. Arătați că punctele M, N, D și P sunt vârfurile unui trapez isoscel. Vom începe atunci construcția triunghiului, un triunghi care este oarecare, întrucât nu ni se spune că ar fi un caz particular de triunghi, pe care notăm A, B și C. Avem punctele M, N și P, care sunt mijloacele laturilor AB, AC și respectiv, ceea ce înseamnă că le avem în această ordine, BC ale triunghiului. Deci M este mijlocul laturii AB, N va fi mijlocul laturii AC, iar P va fi mijlocul laturii BC. Apoi avem D, care este piciorul înălțimii dusă din A pe BC. Deci vom duce înălțimea din A pe BC, perpendiculara deci din A pe BC, iar piciorul perpendiculare este punctul D. Aceasta este construcția și ceea ce ni se cere este să demonstrăm că punctele M, N, D și P sunt vârfurile unui trapez isoscel. Ia să vedem patrulaterul format din aceste patru puncte, M, N, P și D. Să demonstrăm că acesta este un trapez isoscel. În construcția noastră, acest lucru pare să se confirme. Să vedem dacă putem demonstra. În primul și în primul rând, este oare acesta un trapez? Putem arăta că este un trapez, deoarece avem cele două laturi paralele MN și DP. Cum putem demonstra că MN este paralelă cu dreapta DP? Justificând faptul că MN este paralelă cu BC, fiind linie mijlocie. M este mijlocul, deci M este mijlocul laturii AB, iar N este mijlocul laturii AC, ceea ce înseamnă că MN, care le unește, este linie mijlocie în triunghi. Întotdeauna de la mijloace merită să cercetăm posibilitatea folosirii liniei mijlocii. Despre linia mijlocie, știm că MN este paralelă cu BC și chiar mai mult știm că segmentul MN este egal cu jumătate din segmentul BC. Este BC pe 2. Linia mijlocie este jumătate din latura cu care este paralelă, ca lungime, desigur. Ceea ce înseamnă că MN este, dacă este egal cu BC pe 2, este egal cu BP și este egal și cu PC. Așadar, știm că avem a face cu un trapez. Deci, un lucru cert, MNPD, deocamdată, este un trapez. De unde știm că nu este paralelogram? În afară de faptul că observăm acest lucru din desen, NP ar trebui să fie paralelă cu MD. Acum, NP este paralelă cu AB și atunci NP nu are cum să fie paralelă și cu MD. Ar însemna că din punctul M există două paralele diferite la dreapta NP. Deci avem a face cu un trapez și trebuie să demonstrăm în continuare că acesta este isoscel. NP este de asemenea linie mijlocie în triunghiul nostru, întrucât N este mijlocul AC și P este mijlocul BC. Nu vom mai scrie acest lucru, vom scrie direct faptul că NP este linie mijlocie în triunghiul ABC, de unde ne rezultă iarăși niște egalități de lungimi, și anume NP, deoarece este egală cu jumătate din AB, este egal cu AM și egal și cu MB. Și am marcat acest lucru și pe desen. Ne ajută aceste egalități de lungimi,
Deoarece dacă ne uităm acum în triunghiul ABD, un triunghi care este dreptunghic, deci în acesta vom lucra, în triunghiul ABD, un triunghi dreptunghic în D, punctul M este mijlocul ipotenuzei AB, ceea ce face ca MD să fie mediană, mediana corespunzătoare ipotenuzei. Dacă ne cunoaștem proprietățile învățate din capitolul 4 la tere, atunci știm că în triunghiul dreptunghic, mediana corespunzătoare ipotenuzei este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei. Deci rezultă că MD este egal cu AB supra 2, o proprietate simpatică pe care o are triunghiul dreptunghic. Ceea ce înseamnă că MD, lungimea segmentului MD, este egală cu lungimea segmentului AM, care este egală cu lungimea segmentului MB, dar cel mai important, este egal și cu lungimea segmentului NP, care era egală cu acestea două din urmă. Avem atunci faptul că MNPD este un trapez, la care adăugăm ceea ce am observat acum, și anume MD este, mai scriem o dată ca să izolăm frumos, egal cu NP. Deci MD egal cu NP, cele două laturi neparalele ale trapezului nostru MNPD sunt egale, de unde rezultă că MNPD este un trapez isoscel. Este o problemă foarte ușoară, atâta timp cât ne cunoaștem proprietățile. Numai chiar în problema aceasta a trebuit să lucrăm, deși scopul final era să ajungem la un trapez isoscel, a trebuit să lucrăm cu linie mijlocie, cu proprietățile liniei mijlocii și cu mediana în triunghiul dreptunghic. Firește, desenul putea fi și altfel. Și poate că unii dintre voi se întreabă dacă ordinea punctelor pe dreapta BC, B, D, P și C trebuia neapărat să fie aceasta. Și dacă ordinea se schimba, oare problema se putea rezolva în același fel? Și iată, am luat atunci și situația, cazul în care ABC este un triunghi optozunghic. Din nou, mijloacele laturilor sunt M, mijlocul laturii AB, N, care era mijlocul laturii AC și P, care este mijlocul laturii BC. Deoarece triunghiul nostru este optozunghic, înseamnă că înălțimea din A pe BC va fi în exteriorul triunghiului și anume pe prelungirea laturii BC. Așadar am prelungit latura BC și deci înălțimea va fi în exterior și pe prelungirea acesteia. AD. Dar iată că și în această situație, dacă vrem să unim vârfurile și să vedem dacă avem un trapez, unim pe D cu N, pe N cu M, pe M cu P și pe P cu D, problema este de fapt aceeași. De ce? Din nou, MN este linie mijlocie în triunghi, deci MN este paralelă cu PD, deci avem un trapez. Din nou, MP, fiind linie mijlocie în triunghi, este egală cu jumate din latura AC, deci MP egal cu NC și cu AN. Și din nou avem situația în care triunghiul ADC este dreptunghic, N fiind mijlocul ipotenuzei înseamnă că DN este mediană și mediana este egală cu jumătate din ipotenuză. Deci din nou, trapezul nostru pe care l-am obține este un trapez isoscel. Problema, deci, nu ține cont de triunghi ascuțit unghic sau optozunghic, funcționează în oricare din aceste situații. Mult succes în continuare!